Omulețul care aduce somnul. Omulețul care aduce somnul se întreabă mirat: ce foșnește acolo un tufiș? Mica rățușcă încă n-a adormit. Au tot felul de zgomote înfricoșătoare. Măcă e ea speriată. Uite, îți dau steaua asta, rățușcă dragă. Dacă o să ai un pic de lumină, o să știi imediat de unde vine zgomotul. Somnușor. Ce cauți pe afară la ora asta? Îl întreabă omulețul pe iepuraș. În vizuina noastră este prea întuneric, așa că nu pot să dorm. Uite, am aici o stea pentru tine. Sigur vei putea să dormi ușor la lumina ei. Noapte bună! Oița deschide mereu ochii. Sunt sigură că acolo după copac se ascunde un lup rău. O steaua asta, spune omulețul, nimic rău nu ți se poate întâmpla, căci atunci când ea strălucește, niciun lup nu se poate apropia de tine. Acum închide ochii. Nisipul pentru vise din sacul meu te va ajuta să dormi. Cățelușul privește speriat din cotețul lui. Mi-ar fi plăcut să dorm și eu cu celelalte animale, în grajd. Ar trebui să stau de pază în curte. Uite, steaua aceasta este pentru tine, îi spune omulețul care aduce somnul. Cu ea nu o să te mai simți așa de singur. De ce plângeți? Îi întreabă omulețul pe șoricei. Nu reușim să găsim drumul spre casă, se voitară ei. În întuneric totul arată la fel. Omulețul le dă repede celor doi șoricei o stea. Lumina stelei vă va arăta drumul. Mergeți repede acasă și culcați-vă. Somnușor. Dragul meu puișor, ce-ai pățit? Cad mereu de pe stinghie, pentru că îmi este atât de frig încât nu pot să stau liniștit și să adorm. Steaua mea te va încălzi, îi spune omulețul care aduce somnul și îi presară pe ochi puțin nisip de vise. Somnușor, salut, omulețule care aduce somnul. Dintr-un tufiș își face apariția un arici mititel. Am pornit la drum spre prietenii mei. Atunci, am aici ceva pentru tine, îi spune omulețul și îi dă ariciului o stea. O să-ți lumineze drumul. Omulețule care aduce somnul, ai putea să mă ajuți? Oftează pisicuța. Frățiorul meu este bolnav și nu știu ce să-i dau. Nu fi tristă, spune omulețul și îi dă pisicuței o stea. Cu puțină strălucire de stea și cu nisipul meu de vise, fratele tău se va face bine foarte repede. De ce nu dormi, Teddy? Întreabă omulețul care aduce somnul. Ursulețul stă pe pervazul ferestrei și privește somnoros spre grădină. Mai bine stau treaz decât să visez urât. Steaua mea te va ajuta, spune omulețul și îl ia pe Teddy în brațe. Îți va trimite vise frumoase. Acum dormi liniștit. Matei și Sofia stau în pat cu ochii larg deschiși. Încă nu vrem să ne culcăm. Nu vreți să visați ceva frumos? Întreabă omulețul și împrăștie în patul lor puțin nisip. Acum închideți ochii. Steaua vă va însoți într-o călătorie în țara viselor. Somnușor!